Femeia de 50 de ani din Cernavodă a primit un telefon de la persoane necunoscute prin care îi se spunea că fiul ei a avut un accident și astfel a depus suma de 3.000 de lei pe numele unei alte femei din Megidia. Imediat, oamenii legii din Cernavodă au efectuat verificări și au stabilit faptul că victima a fost contactată pe telefonul fix de la locul de muncă de un bărbat care a relatat că este avocat. Femeia din Megidia a confirmat faptul că a fost contactată telefonic de către cumnatul său dintr-un penitenciar care a rugat-o să ridice 3.000 de lei de la o bancă. În fața cetățenilor în vârstă continuă să se comită infracțiuni de înșelăciune prin metoda accidentului. Infractorii, care în cele mai multe cazuri sunt deținuți în penitenciare, sună aceste persoane vârstnice și se dau drept rude apropiate, fii, nepoți ai acestora, mințindu-i că au suferit un accident rutier cu victime și pentru a scăpa de închisoare trebuie să remită niște bani urgent la părțile vătămate. Cercetările au fost continuate de către polițiștii din Cernavodă cu sprijinul lucrătorilor din cadrul penitenciarelor Slobozia și Poarta Albă. Deținutul este cercetat pentru înșelăciune. În urma anchetei, oamenii legii au recuperat integral prejudiciul care a fost predat părții vătămate.